Lupeniul are un nou primar, pe Lucian Resmeriță, însă îngrijorător este procentul foarte mic al celor care au ieșit la vot. Se vorbește despre legitimitatea votului, însă doar aproximativ 13% dintre alegătorii Lupeniului au reușit să facă scorul. Lucian Resmeriță a fost ales cu 2912 voturi, un procent de 38,25% din totalul voturilor liber exprimate. Și asta în condițiile în care erau așteptați la urne peste 22.000 de oameni. Desigur, unii sunt plecați din oraș, poate la muncă în străinătate, însă cei mai mulți au refuzat să meargă la vot. Au mers membrii de partid și mobilizarea lor a fost exemplară, însă acum nimeni nu mai are niciun drept să conteste rezultatul. Potrivit datelor oficiale, rezultatul alegerilor din Lupeni arată astfel. Cetățeni cu drept de vot, 22.442. Cetățeni care au votat, 7.613. Resmeriță Lucian de la PSD a câștigat alegerile cu 2.912 voturi, 38,25%. Pe locurile următoare s-au clasat. Pe 2, Napău Stoica Radu, PRM, 1.603 voturi, 21%. Pe 3, Roșu Cristian, PNL, 1.583 de voturi, 20,79%. Pe 4, Ciucu Cristina Viorica, independent, 744 de voturi, 9,7%. Pe 5, Brândușa Aurică Constantin, ALDE, 557 de voturi, 7,3%, iar pe 6, Tărcan Emil, USR, 214 voturi, 2,81%. Lucian Resmeriță însă spune că este mulțumit de scor și vorbește despre viitorul municipiului Lupeni. De altfel, se și arată nerăbdător să ajungă la primărie în calitate de primar. Aștept cu nerăbdare momentul în care voi fi chemat de către prefectură la primărie pentru a depune jurământul. Momentan desfășor activitățile normale, adică acum sunt la școală. Pe o perioadă de o lună de zile eu am considerat că este mai bine să mă suspend pentru binele copiilor de la liceul pe care îl conduc. Chiar în acest moment mă aflu în mijlocul lor, că e destul de gălăgie aici și în principiu aștept perioada care urmează. Cu ce va începe? E simplu, va continua pentru că are proiecte ce merită continuate, așa cum a spus și în ziua votului de la Lupeni. Astăzi am votat și pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri, pentru a avea o viață mai bună, pentru a avea un trai mai bun, pentru a avea un oraș mai curat, un oraș mai frumos, pentru a avea condiții de sănătate, condiții de infrastructură mult mai bune la nivel european. Am votat pentru continuitatea proiectelor pe care s-au început într-un interval scurt de timp și, bineînțeles, am votat pentru noi proiecte. Au pierdut, dar unii dintre ei consideră că sunt în câștig. Alții își reiau activitatea și unii se gândesc să revină în sânul familiilor lor. Nu au reușit un scor foarte bun și poate singura candidatură ce merită bifată este cea a lui Radu Napău Stoica. El este și singurul care se considera învingător înainte de numărătoarea voturilor, care l-au clasat pe locul 2, cu 1603 voturi acordate. Eu sunt cel mai mare câștigător. Nimeni n-a înțeles lucrul ăsta. Indiferent care va fi rezultatul, eu sunt cel mai mare câștigător. De ce? Pentru că am avut ocazia să cunosc mult mai multă lume decât o cunoșteam înainte. De pierdut a avut și Cristian Roșu, cel căruia i-a lipsit mult discursul electoral și asta s-a văzut, pentru că Roșu a ajuns pe locul 3, cu doar 1.583 de voturi, respectiv un procent de 20,79%. Ce spunea însă înainte de aflarea rezultatelor? O să-mi felicit pe învingător și o să-i urez succes. A pierdut și Constantin Brândușe, dar de această dată la un scor zdrobitor. Doar 557 de voturi a adunat și s-a clasat pe locul 5, deși cu fratele lui Lucian Resmeriță s-a bătut în procente bune. Acum spune că se întoarce la familie și va pleca în Anglia, iar în ziua votului chiar părea că are bagajele făcute. Îmi văd de viața mea personală, alături de familie și asta e. E ca în orice competiție, câștigi sau pierzi, locul 1 se premiază, locul 2 nu. În cursă s-au mai înscris și Emil Tărcan, USR, cu 214 voturi, respectiv 2,81% de la USR, și Cristina Ciucu, independentă, cea care a reușit să se claseze foarte bine. A fost singura femeie înscrisă în cursă și a luat 744 voturi, respectiv 9,7% din voturile valabile exprimate.
Directorul general al Complexului Energetic Hunedoara câștigă echivalentul la 4 salarii medii pe economie și asta l-a supărat pe ministrul Toma Petcu. Venit în vizită mai mult electorală la Petroșani, a spus că s-a arătat total dezamăgit de mărirea de salariu de care a beneficiat noul director și a cerut imediat diminuarea veniturilor. Am cerut Consiliului de Administrație în urma discuției de ieri ca toate deciziile care le iau să fie în prealabil discutate cu domnul Vișan și cu mine. Acum o săptămână și un pic, aceea când s-a stabilit noul director, m-a deranjat ce salariu a stabilit. Și am dispus Consiliul de Administrație să reanalizeze acest lucru la următoarea ședință de Consiliul de Administrație. Sindicatele au discutat luni cu cei din conducerea Complexului Energetic Hunedoara despre acest aspect. Deocamdată totul e la nivel de discuții, deși sindicatele ar fi cerut asta de acum 2 luni. S-a dat drumul pe sucursale la această analiză. Deci în momentul de față vorbim de o analiză, nu vorbim de nimic altceva. Joi urmează să ne reîntâlnim cu datele finale, urmând ca vineri să fie o întâlnire și cu președintele Consiliului de Administrație pe această temă. Solicitarea asta de reanaliză a grilei de salarizare și reașezarea ei am făcut-o de la acel Consiliu de Administrație de acum 2 luni de zile, care s-a ținut la Complexul Energetic Hunedoara. Avem și adrese în sensul ăsta, probabil coroborat cu protestul de la Mintia, lucrurile s-au mișcat mai repede. Nimeni nu a făcut publice veniturile celor ce conduc Complexul Energetic Hunedoara și doar s-a vorbit că acestea ar fi crescut odată cu creșterea grilei la nivel național. Publicul avizat de la TIF a decis. Pe locul întâi, în topul preferințelor publicului spectator, este documentarul lui Andrei Dăscălescu, Planeta Petrila. Regizorul Andrei Dăscălescu a dedicat premiul minerilor din Valea Jiului, dar și celor care luptă pentru principiile în care cred cu tărie, în ciuda opreliștilor venite de sus, așa cum a demonstrat că poate fi Ion Barbu la Petrila. Cătălin Cenușă, minerul devenit personaj de film, a spus în filmul documentar care surprinde ultima zvâcnire a minei Petrila, în abataj, că minerii stau mai mult sub pământ și când ies la pensie, mai stau vreo 5 ani la lumină și apoi se întorc din nou. Pe scena de la Cluj însă a reiterat ideea că acest documentar ar putea schimba mentalitatea țării și a lumii despre minerii Văijiului. Filmul îl are în rolul principal pe artistul Ion Barbu, care a luptat să schimbe soarta minei Petrila și să creeze acolo un univers cultural. Cât a reușit, ce piedici a întâmpinat și cum s-a închis ultimul abataj sub brigada lui Cenușă, sunt momentele surprinse de Andrei Dăscălescu în documentarul pe care l-a realizat timp de 4 ani la Petrila. Acolo l-am găsit de nenumărate ori, în salopete, cu o cască de miner în cap, încercând să ia pulsul minei, până la ultima bătaie. Premiul însă l-a dedicat celor ce trudesc sub pământ, pentru că Andrei este cetățean de onoare al orașului Petrila. Premiera are loc la HBO în 22 iunie, iar din 23 iunie îl găsim în cinematografe.